ca un mic spoiler, dacă președintele Statelor Unite americane, Donald Trump, ar fi asasinat, va avea loc cea mai mare criză constituțională din istoria recentă a Americii. Va fi un adevărat dezastru, așadar, astăzi o să vorbim despre asta. O să începem prin a spune că absolut niciun american nu ar trebui să-și dorească acest lucru. Chiar dacă ești în contradictoriu cu statutul politicianului atât de mult, încât refuz cu vehemență orice încearcă să facă pentru societate, uciderea lui Donald Trump nu este o opțiune de luat în considerare. Un asemenea eveniment nu va șterge cu buretele faptul că situația politică mondială din prezent nu se rezumă doar la un singur politician ce se află la conducere. Așadar, ce s-ar întâmpla imediat după asasinarea lui? Bineînțeles, guvernul trebuie să fie pregătit pentru asta. Va domina haosul în următoarele câteva secunde, în zona respectivă în care președintele a fost lovit. Serviciile de securitate vor încerca să blocheze accesul în zonă și vor încerca să localizeze și să identifice asasinul. Se va forma o bulă în jurul președintelui, formată din agenți însărcinați cu protecția acestuia și medici care îi vor verifica semnele vitale. Atunci când cel mai rău scenariu este confirmat, un vehicul guvernamental aprobat va transporta corpul președintelui către cel mai apropiat spital din zonă pentru confirmarea medicilor legiști. Apoi, cel mai probabil, corpul neînsuflețit va fi dus la Washington prin intermediul primelor forțe aeriene, adică linia de zbor privată a Statelor Unite ale Americii, care servește doar președintelui. În timp ce autoritățile încearcă să rezolve haosul general instalat la locul crimei, dacă asasinarea s-a întâmplat într-un loc public, știrile vor începe să explodeze, mai ales prin intermediul internetului. Echipele de jurnaliști care erau deja la fața locului în timpul asasinării vor adresa o mulțime de întrebări oficialilor, la care cel mai probabil nimeni nu are un răspuns. În acel moment nimeni nu va confirma dacă președintele a murit, dacă asasinarea a avut loc într-un loc privat, nu vor fi acordate niciun fel de informații timp de ore bune. Vicepreședintele Mike Pence va primi vestea tristă în primele minute, iar acesta va fi mutat într-o locație secretă bine păzită pentru propria siguranță unde se vor aștepta și noile instrucțiuni. Oficialii guvernamentali de la Casa Albă vor lua legătura cu alți lideri mondiali pentru a împărtăși datele evenimentului, iar în cele din urmă serviciile mediate mondiale vor răspândi vestea în toată lumea: președintele Statelor Unite ale Americii este mort. Cel mai probabil, școlile din America vor fi închise în acea zi, oamenii o să primească liber de la muncă și țara va intra într-o stare alertă ridicată destabilizarea globală va fi primul lucru de care ar trebui să se îngrijoreze America și aliații săi. Între timp, oficialii înalți guvernamentali, adică liderii Congresului, Curții Supreme și ai cabinetului SUA, vor fi transportați în locații de facilitate guvernamentale sigure. Odată ce decesul lui Donald Trump este confirmat, Mike Pence va fi desemnat drept al 46-lea președinte al Statelor Unite Americane și cel mai probabil va purta o conferință de presă televizată în toată lumea. Apoi, Pence va fi mutat la Casa Albă cu ajutorul liniei de zbor privată prezidențială și va fi declarată o săptămână de doliu național. Steagurile cu drapelul național vor fi coborâte la jumătatea catargului, iar cel mai probabil corpul neînsuflețit al președintelui Donald Trump va fi adus la Casa Albă pentru un ultim omagiu. Trump va avea probabil o ceremonie de înmormântare națională uriașă pe strada Pennsylvania Avenue. Lumea își va lua adio de la cel mai controversat președinte american din istoria recentă a lumii, dar cu siguranță Trump este mai mult decât al 45-lea președinte al SUA, este tată, soț și bunic, iar familia sa va fi tristă și îndoliată. Dar din prima zi de la nefericitul eveniment va avea loc o vânătoare cu scopul de a găsi asasinul cât mai rapid. Să sperăm că această anchetă va lăsa mult mai puține mistere și neînțelegeri decât arestarea lui Lee Harvey Oswald, asasinului John F. Kennedy. Dacă criminalul a ucis președintele într-un stat american în care pedepsa cu moartea este încă legală, cel mai probabil o va primi. Asta sau cel puțin va fi închis pe viață într-o închisoare cu reputație proastă din păcate, societatea americană va fi dezbinată în funcție de culoarea politică și statutul social al făptașului, iar cu siguranță oamenii de acolo nu au nevoie de încă un război civil provocat de o persoană criminală. Dar pentru că cei cărora nu le place impactul lui Trump în societatea americană și în conducerea statului, cu siguranță nu îl vor place pe Mike Pence și următorul vicepreședinte ales de acesta. Pence este extrem de conservativ, în special atunci când vine vorba de legile avorturilor și drepturile persoanelor homosexuale. El, de fapt, nu are nimic împotriva fumatului și crede cu vehemență că nu afectează sănătatea fumătorilor sau a celor din jur. De asemenea, el vrea să retragă fondurile pentru boala HIV și hepatita A, la fel și fondurile alocate cercetărilor științifice. Vicepreședintele actual vrea să elimine prezența femeilor din armată și crede în discriminarea americanilor care nu își împărtășesc credințele religioase cu societatea în care se află. Pe scurt, asasinarea lui Donald Trump va fi un test dificil pentru foarte mulți americani, la fel și pentru oamenii din întreaga lume. Așadar, asta se va întâmpla cel mai probabil dacă președintele Trump ar fi asasinat, însă nu ar trebui să ne îngrijorăm prea mult. Odată cu progresul tehnologic din prezent, asasinarea unui lider de stat este destul de dificilă, chiar și în cazul unui stat mai mic. Securitatea este mult mai strictă, iar șansele ca cineva să se apropie într-o rază nesigură pentru orice președinte sunt aproape de zero. Voi ce credeți? Am omis vreun detaliu? Ne puteți scrie în secțiunea de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni, cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!